Seara bună! Că văd că se adună lumea ușor-ușor. V-ați luat ceaiul cu voi? Cum a fost ziua voastră? Ce faceți voi, dragilor? Cum v-a fost ziua? Cum a fost săptămâna? Și cum vă este începutul de primăvară? Suntem în 21, ieri a fost echinocțiu de primăvară. Foarte important eveniment în viața noastră. Este începutul primăverii. Sau în tradițiile vechi, dar sunt de fapt și tradiții actuale în unele părți ale lumii, este și începutul anului. Adevăratul an nou, se zice. Adevărata zi de an nou este acum de echinocțiu. Uneori cade pe 19, alteori pe 20, alteori pe 21, în funcție de an. Dar în aceste 3 zile se desfășoară echinocțiu. Unele țări celebrează noul an fix în perioada asta. Unele culturi de asemenea celebrează începutul noului an. Acum, de exemplu, druizii, popoarele asiatice, celebrează tot așa. Și multe, multe alte culturi. Pentru că începutul anului în trecut era asociat cu venirea primăverii. Iarna era asociată cu o perioadă de stagnare, de integrare, de o perioadă de întuneric. Primăvara, în schimb, este asociată cu venirea luminii, cu ieșitul soarelui. Ziua devine mai lungă, mai puternică și zi. Simbolizează victoria luminii asupra întunericului, dacă este să o luăm așa. Viața începe să iasă din pământ, își face curajul. Iese din perioada de incubare și iese la suprafață, își face apariția. Perioada asta, primăvara, este asociată cu renașterea. Tot ce este în jurul nostru renaște. Vedem toată natura cum renaște, cum prinde viață. Vedem nu doar plantele, vedem animalele. Și este foarte interesant. Dacă ne uităm în jurul nostru, plantele și animalele nu au un ceas la mână care să le spună este timpul să ieșiți, este timpul să eclozați, este timpul să faceți pui, este timpul să ieșiți din pământ, să răsăriți. Nu am un calendar unde să le spună, să le apare notificarea. Mâine este echinocțiu. Mâine este primăvară, mâine este timpul să ieși. Vedeți? Ele, în schimb, au o cunoștință, o conștiință a lor. Au sentimentul că ies, că trebuie să ies, trebuie să înflorească. Vedem toată frumusețea asta în natură, cum prinde viață și iese. Și vedem primele semne, vedem podbalul, vedem ghiocelul, vedem vioreaua, vedem toporașii. Vedem primul și primul lucru pe care îl vedem este, în perioada asta, este trifoiul, ca o plantă. Planta primăverii și este o plantă, zic așa, asociată fix cu perioada asta de echinocțiu. Simbolizează Trinitatea. Peste tot în lume, când vedem trifoiul, este Trinitate.
Adică vedem trupul, vedem sufletul și vedem spiritul. Vedem toate cele trei elemente puse la grămadă. Vedem, este și simbolul soarelui. Este o plantă a soarelui. Are foarte mult fier, vitamine. Plantă solară, dacă este să o luăm așa. Și vedem toată natura cum renaște, cum se umple de viață, cum absorbe soarele și îl integrează și se bucură de soare și sunt așa, ies din pământ și parcă așa este senzația aia, când ieși din pământ ca așa, sau ieși la soare să te bucuri de soare și ești așa și stai și simți toată căldura asta a soarelui pe tine. Simți toată vitalitatea soarelui, toată bucuria, toată energia asta care te umple și simți așa cum it's building up your energy. Vedem totul în jurul nostru că prinde așa viață. Vedem culorile din griurile alea, vedem cum devine un verde crud, frumos, încântător. Apoi apar mici flori, culori, vedem galben, vedem albastru, vedem roșu. Niște culori atât de vii, atât de puternice. Dacă vedem florile de primăvară, cât de puternice sunt în colorit. Este uimitor. Este extraordinar de frumos ce se întâmplă aici. Uite, dacă este ok cu voi, avem și pe Vera, care este, nu vorbește română, și pentru o scurtă perioadă putem să facem un switch pe engleză. Doar puțin. So, my dear Vera, we are speaking about spring equinox, that this period of time when everything is awakening, it's a period of letting go and having the courage to get out in the sun to enjoy a new life, to enjoy a new shape of us, just like a flower, just like a herb. It's a period after germination, after integration, everything in the ground, in the dark, and not staying there too long. They have the courage to get out in the sun, in the light. And we associate this with shadow working and with light working. Sometimes we do the shadow working. We integrate the ego, the part of us, integrate the trauma, the pain, because when you do the shadow work, you understand your belief system that made you who you are today, from your pain, your trauma, your fears. And when you're switching to light working, you lift up your spirit, you work with emotions, with high vibration, but you have to work with both of them. We don't have to, it's not okay to work only with shadow or only with light, like herbs, like plants, like everything in nature. They have a period of time when they work with dark, with shadows, and they also work with light. We see this inside of us, this balance, because working with both of them, it's aligned yourself with your compass, with your insight, with your path.
with shadow and with light, it's align yourself, it's making to be aligned with yourself, to know where to go, what do you need to achieve in this life, to take, not take, to assimilate what you are, to become who you are supposed to be, what you are supposed to do here. Take accountability for yourself. And do your work, your part in this world, to share your knowledge. We had last week, we had a retreat at our church, and it was very powerful. I learned that that retreat, that what we have is not ours. We have to give. We receive and we have to give. Just like plants, we do. They are, they share more than they receive. That's what I learned from the plants. They share and they give more than they receive. They do the shadow work in the ground. They also do the light work outside. And after equinox, when they arise, in the same time they do the shadow work and the light work. They have the roots inside. And they're doing the part and the leaves outside, and they're doing the light work. And it's, they are similar, they are in the same time, they don't, and also we have night and day. So it's a full circle. Should we this boy? În toată una bază. Și cum plantele au acest ciclu complet de zi și noapte, întuneric și lumină, adâncuri, rădăcină și deasupra o lumină. Și în același timp lucrează și cu umbra și cu lumina. Dacă ne ducem doar pe shadow work, rămânem acolo prinși în traume, în umbre, în orice, și le integrăm, dar lăsăm deoparte life work, lăsăm deoparte bucuria de a șerui, iubirea de a o da, de a o împărtăși, de a o primi, rămânem prinși așa în cochilia noastră, rămânem ca niște semințe puse în pământ care nu mai răsar. Și nu-și mai ating țelul în viața asta. Rămân niște semințe moarte. Chiar dacă pământul este fertil, unele semințe refuză să iasă. Și când se duce ciclul, dispar cu totul. Când au avut curajul să iasă în suprafață. Nu au vrut să-și asume rolul pe care l-au. Sunt o plantă, rolul meu este să ies și să dau lumii toată bucuria asta de om în mine. Să dau tot ce sunt. Asta face o plantă. Când iese, nu stă să gândește să ies, să nu ies, mi-e frică, poate mă culege cineva, poate mă uite așa deasupra pământului și spune, poate mă culege cineva, poate mă... Poate... Și am atât de multe proprietăți în mine și am atât de multe energie și atât de multe minerale și atât de multe. Sunt o plantă magică, sunt o plantă puternică. Dar mi-e frică. Mi-e frică să ies. Dacă mă distruge cineva. Nu. Voi ține pentru mine aceste proprietăți. Nu le voi da la nimeni. Nu va ști nimeni de mine. În pământ, acolo, toată lumea e semințe. Nu știi. Te amesteci în mulțime. Nu o să te recunoască nimeni după sămânță
wow, ce plantă minunată, wow, ce copac extraordinar, wow, ce minunat este, mamă, ce potență medicinală are, ce plantă magică este, superbă. Nu. Să fie acolo, în pământ, la pământ, vorba pe... ești una cu pământul. Vedeți voi, asta înseamnă ieșitul la suprafață, asta reprezintă echinopțiul. Vine cu energia de, hai, ieși, sunt aici să te susțin, sunt aici să dau energie, pentru că asta faci. Este momentul în care ziua este egală cu noaptea. Vedem acest echilibru superb. Vedem cum se leagă totul. Cum... Și apoi, după echinopțiu, vedem cum lumina crește mai mult. Ziua se lungește. Noaptea se micșorează. Și când vedem lumina asta că crește, toate plantele sunt așa ieșite în lume și zic, wow, soare, ce bine! Și când treci pe lângă ele, sunt așa de bucuroase că le mângâi, le atingi, sunt, parcă te îmbucură, îți dă așa din bucuria lor. Ei, am ieșit! Uite ce faine suntem! Am ieșit aici pentru voi, oamenii! Am ieșit aici pentru tine! Am ieșit aici! Sunt aici pentru tine! Și dau toată energia asta, dau toată vitalitatea asta. Ați văzut asta la plante? Ați văzut că ele nu sunt individualiste? Ele, țelul lor este să iasă, să crească, să ajungă în potența maximă și să dea omului și animalelor și naturii tot ceea ce sunt ele. Absolut tot. Dau energie, dau medicamente, dau vitalitate, dau frumusețe, dau spori, dau absolut tot în jurul lor. Comunică cu celelalte plante, cu mediul în care sunt. Susțin celelalte plante, susțin celelalte arbori, ecosistemul se susține unul pe celălalt. Vedeți voi cât de multă susținere este natura? Și planta își asumă, plantele își asumă. Își asumă tot ceea ce sunt. Au atât plantele alea micuțe, firave, pe care noi le considerăm buruieni. Au mai mult curaj și mai multă asumare decât o aveam noi oamenii. Acele plante pe care noi le considerăm fără conștiință, fără emoții, niște ființe vegetative, au mai mult curaj și mai multă conștiință și mai multă asumare decât noi oamenii, ființe evoluate. De a tranziție. Adică, dacă am avut perioada de iarnă în care am făcut multă introspecție, multă interiorizare, vedem acum partea asta de lumină, de ieșit, de curaj, ok? Showing up yourself who you are, what you are. Curaj. Și vedeți? Trivoiul. Trivoiul este simbolul Trinității, cum spuneam mai devreme. Și este perioada în care, după iarnă, am lucrat cu interiorul, am făcut introspecția. Acum, că vine primăvara, lucrăm cu trupul și cu sufletul. Pentru că începe să ne animăm. Dacă e să ne uităm puțin în trecut, vedem că în perioada asta începeau treburile, lucrul câmpului, treburile din curte, de pământ, de plantat. Astea, puneam trupul în mișcare și puneam și spiritul și sufletul în același timp. Ne bucuram de tot ce era în jurul nostru. Era, wow, am mai ajuns încă o dată. Am învățat weekendul ăsta două lucruri. Spuneam că primul lucru pe care l-am învățat a fost să dăruiesc
Era pilda bogatului care se duce la Iisus și spune: învățătorule, am urmat toate căile tale, toate poruncile, dar simt că lipsește ceva. Și Iisus îi spune: vinde tot, dă săracilor și urmează mie. E, acum nu toți suntem bogați în averi fizice. Nu putem să vindem tot, să urmăm. Dar ce suntem majoritatea bogați, sau cu toții bogați, puși pe același nivel, sunt cunoștințele noastre. Sunt talentele noastre, sunt darurile noastre, pe care le ținem pentru noi. Le ținem închiși în noi, acolo, ca sămânța aia de care nu vrea să iasă, care nu vrea să împărtășească cu nimeni. Dar de ce să mă duc acolo? Dar de ce să dau asta? Dar de ce să fac asta? Ce să dau gratuit? De ce să dau... Vreau să fiu plătit? Vreau să-mi iau bani pe orice? Bani. Și nu dăm nimic gratuit. E, asta este pilda pe care am învățat-o. Să dăm totul gratuit. Tot ce avem. Avem cunoștințe. Le împărtășim. Cum putem mai bine? Și nu să le împărtășim așa că le-am povestit. Să le împărtășim real. Câți dintre noi am luat prietenii și le-am împărtășit din cunoștințele noastre în ideea de a învăța ceea ce știm noi. Păi, eu știu matematică. Hai să îți arăt și ție. Poate și tu ai nevoie. Știu bucătărie. Hai să te învăț să gătești. Știu să lucrezi cu plantele. Hai să te învăț cu plantele. Cum să le identifici, cum să le folosești. Terapie. Hai să facem terapie. Hai să ne plimbăm în pădure împreună. Dacă simți să oferi și tu la rândul tău ceva, atunci da, este un schimb. Dar să fie un schimb agreabil. Pentru că dai și Universul îți dă înapoi. Dar nu îți dă de la celălalt. Îți dă de unde simte că ai tu nevoie exact. Legea reciprocității. Give, receive. Nu e receive and give. Cum sunt unii, just receive, dăm, când iese de înapoi. Nu-ți dau înapoi. Nu meriți. Azi. Dau în altă parte. Dau altcuiva, care cred eu că merită. Și dai puțin. Și apoi zice, nici tu nu meriți. Nu-ți mai dau. Dai puțin. Da. Primești tot timpul. Pentru că te duci la celălalt. Dăm. Și trebuie să le iei puțin niște frimituri omului ca să-ți ia agățat. Unde este dăruirea adevărată? Acontabilitatea. Asumarea. Și a doua chestie pe care am învățat-o în weekend... bucuria de lângă mine, din mine, dar în același timp să și primesc. Să primesc un cuvânt, să primesc o îmbrățișare, să primesc un zâmbet, să primesc o strângere de mână, o strângere în brațe. Nu doar să dăruiesc. Un exercițiu acolo am învățat că chiar le-am scris pe grup tinerilor și prietenilor de acolo din grup că am învățat că cea mai frumoasă formă de iubire, cea mai pură, este să fii în rugăciunea cuiva, că cineva să se roage pentru tine, să lase dorințele lui: Doamne, dă-mi chestii, dăm orice, să te rogi pentru cineva care ți este drag, care ți este aproape, care te-a susținut,
să fii real lângă oameni care te susțin. Noi învățăm din natură toate acestea. Plantele ne învață cea mai frumoasă umilință. Genunchiem în fiecare zi în fața lor, să le admirăm, să le vedem, să le analizăm, să le culegem și apoi ne ridicăm către soare, către Dumnezeu și mulțumim plantei pentru tot ce ne-a dat. Îi mulțumim pământului, îi mulțumim Dumnezeu, îi mulțumim oricărui zeu vreți voi pentru darurile pe care ne le dă. Și uite cum zicea și Lavinia acum. Să ne recunoaștem darurile și talentele și să ne asumăm cine suntem, să nu mai alergăm după faima banilor. Să avem bani, mulți bani, am nevoie de bani. Da, sunt buni banii, nu-i neg, nu-i dau deoparte, dar să te focusezi doar pe bani, să uiți de suflet, să uiți de orice. Pentru că vom intra într-un lup al banilor și se vede clar acum diferența între oameni care intră pe a lua cât mai mult chestii materiale, cât mai mulți bani, cât mai mult salariu foarte mare, absolut orice tragem către noi și uităm de partea asta interioară. Pentru că atunci când cerem mulți bani și timpul costă. Pentru că timpul, asta plătim în schimb, timpul nostru. Și timpul nostru este limitat aici. Nu mai avem a doua șansă. În fiecare zi îi spun, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai mai dat încă o zi astăzi. În care zi? Pentru că nu știu dacă mâine mai apuc. Și este atât de frumos când te trezești dimineața și zici și ești bucuros de absolut orice și te minunezi de absolut orice. E ca un nou început de fiecare dată. Doamne, îți mulțumesc că m-am apucat încă o zi. Este viața noastră atât de efemeră. Și în loc să ne focusăm pe noi, pe darurile noastre, pe talentele noastre, să lucrăm zilnic cu noi, ca să ne aliniem, să fim noi integri, să ajungem cine trebuie noi să fim. Și să fim pe calea noastră, să fim pe povestea noastră, pe direcția noastră, să facem treaba pe care am venit aici să o facem. Să ne asumăm asta. Pentru asta am venit. Eu să fiu healer. Cum fac asta? Înveți să faci terapie. Înveți să lucrezi cu tine întâi. Lucrezi cu tine. Constant. Zilnic. Înveți despre plante. Înveți despre terapie. Înveți despre absolut orice care poate să vindece, dar nu să-i vindece pe ceilalți. Întâi să te vindece pe tine. Atât. Să te vindece pe tine. Pentru că tu dacă ești tot timpul, ca și cum un terapeut are super multe probleme, băi, super multe probleme, în gaură, în noroi, în mocirlă de probleme. Și știți că nu este etic să facă terapie? Și te duci la el și vine și îți face el terapie și el e plin de... Nu este într-un... Consider că nu este într-un punct echilibrat. Pentru că noi asta trebuie să găsim un echilibru și echilibrul găsești zilnic. Este o alegere zilnică. O lucrezi zilnic pe direcția asta. Zilnic faci. Așa că, dragilor, haideți să îmbrățișăm echinocțiul. Haideți să îmbrățișăm acest nou început. Pentru că este renaștere. Haideți să ne bucurăm de absolut orice. Este primăvară, totul prinde viață în jurul nostru, sâmbătă merg la pădure, abia aștept să văd ce este nou pe acolo, să culeg plante, să mă bucur de natură, să mă bucur de primăvară, să mă bucur de soare, așa că vă invit și pe voi, sâmbătă, haideți la pădure și bucurați-vă de primăvară, de acest nou început. Sezonul berbecului. Curajul. Asta este berbecul. Curajul. Chiar dacă el dă foarte mulți pași înapoi, dat vine grămadă. Asta este. Haideți să avem curaj.
plantele în pământ, precum copaci, precum toată natura în perioada asta. Are curaj. Haideți să ne îmbrățișăm darurile și talentele. Pe data viitoare. Și vă mulțumesc tare mult pentru seara asta, că ați fost alături de mine la un nou episod, la un ceai cu un herbalist. Ne vedem joia viitoare la aceeași oră. Ora 8. Seară frumoasă!